Denunturul lui Mihai Lucan, audiat la parchetul general, în urma unei plângeri a medicului. Mesaj exploziv al uzristului: nu pot fi intimidat. Deputatul UZR Manuel Ungureanu s-a prezentat marți la parchetul general, el fiind citat în lecturi cu o plângere penală pe numele său depus de medicul Mihai Lucan. Emanuel Ungureanu este cel care l-a denuncat pe medic la DICOT, iar în urma acestui denunț Lucan a fost pus sub acuzare pentru delapidare. Ulterior, medicul Mihai Lucan a depus la parchetul general o plângere penală împotriva lui Emanuel Ungureanu, pe care îl acuz de săvârșit sublinierea infracțiunii de compromitere a intereselor justiției. Plângerea este făcută de inculpatul Mihai Lucan, cel care a traficat organele mai multor români, pentru faptul ce a subliniere fi compromis interesele justiției. Eu înțeleg ce interesul justiției este acela ca un om care cunoaște subliniere de fapte de natură penală să le spun public. Mai ales ce eu am făcut acest lucru cu mulți ani înainte, în calitate de presubliniere-edinte al unei asociații, am făcut acest lucru sublinierei în calitate de jurnalist, mai apoi în calitate de deputat. Mesajul meu este foarte limpede. Eu nu pot fi intimidat. Eu nu vorbesc doar despre o persoană, în cazul de fapt Mihai Lucan. Eu vorbesc despre o lume, o lume a unor Dumnezei medicali, care sublinierei au permis, din cauza capacităților de a vindeca, să în sublinierei creeze un sistem relațional, inclusiv la nivelul patronatelor unor televiziuni, la nivelul unor subliniere fi de parchete, subliniere fi de servicii, oameni din structuri ale armatei, fost subliniere ti subliniere fi ai agenției antidrog, deputați, senatori. Au creat o rețea de protecție, care funcționează foarte bine, a declarat Emanuel Ungureanu, la intrarea în sediul parchetului general, conform Ager Press. În plângerea depus la parchet, medicul Mihai Lucan susține ce Emanuel Ungureanu le-a dat jurnal sublinierătilor informații trunchiate sublinierei manipulatorii, cu scopul de a crea o presiune mediatică asupra instanțelor de judecat sublinierei de a asigura succesul acuzării. Lucan mai spune ce persoane din cadrul anchetei au divulgat date sublinierei informații nedestinate publicității referitoare la actele de urmărire penală din dosarul deschis la DICOT. Plângerea depus de Lucan vine după ce deputatul Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe medic de corupție sublinierei trafic de organe la Institutul de Urologie sublinierei Transplant Renal Cluj-Napoca. Lucan lua mic sublinierei din aerul din institut. De la lifturile care s-au cumpărat până la bancomatul de cafea. Exista un circuit al subliniere pe G, declara, pe 4 ianuarie, Emanuel Ungureanu, după o vizită la DICOT.
Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat, printre altele, ce a transferat ilegal la clinica sa privată aparaturi ce aparține a Institutului de Urologie, sublinierei Transplant Renal Cluj-Napoca.